continuă pentru CSM Ioveni cu meciul din etapa 7-a, luni, de la ora 18, în deplasare pe stadionul Dinamo, vom juca cu Academica Clinceni. Despre această partidă vă vor spune mai mult antrenorul principal al echipei noastre, Alexandru Felici, preparatorul fizic Vlad Țăran și jucătorul Ionuț Rădescu. Domn profesor, cum vedeți partida? Bună ziua, bine ați venit, mulțumim pentru prezență. Un meci dificil împotriva unei echipe care anul trecut a jucat în play-off. O echipă care cu siguranță va dori să câștige toate punctele puse în joc, pentru că în momentul de față a trecut sau trece printr-o perioadă mai puțin productivă. O echipă cu jucători buni în componențe, ne așteaptă un meci dificil. Sperăm, așa cum am spus, după victoria cu Craiova să rămânem echilibrați, să rămânem cu picioarele pe pământ și să încercăm să acumulăm puncte. Chiar dacă am câștigat ultimele două întâlniri, pentru noi fiecare joc este greu. Nu plecăm niciodată favoriți, trebuie să luptăm pentru fiecare punct pus în joc. Asta vom face și în jocul de la Clinceni. Sperăm ca după joc să fim mulțumiți și să câștigăm punct sau puncte. Vlad, câteva cuvinte despre partida cu Academica Clinceni. Bună ziua, în primul rând. Da, cum a spus și mister, noi nu plecăm în nicio partidă ca și favoriți. Mergem acolo să încercăm să luăm punct și puncte. Suntem conștienți că vom avea un meci foarte greu, chiar dacă situația celor de la Clinceni în momentul acesta nu este cea mai bună. Totuși să nu uităm că întâlnim o echipă care anul trecut a fost în play-off. Cum spuneam și înainte, merge să luăm punct sau puncte, să luptăm pentru fiecare mingea, cum am făcut-o și până acum. Ionuț, cum vezi jocul de luni? Da, bună ziua. Ne așteaptă un meci dificil, un meci greu din punctul meu de vedere. Au în componență jucători care au o anumită experiență la nivelul ligii întâi. Dar noi sperăm să ne facem jocul nostru, avem un moral destul de bun și sperăm să luăm punct sau puncte. Domn profesor, sunteți în grafic acest început de campionat? Dacă e să ne gândim să facem un calcul simplu, am luat jumătate din puncte, cred că în momentul de față suntem bine. Nu știu câți dintre noi se gândeau că vom reuși acest lucru, așa cum și anul trecut. Am crezut mult în noi și în puterea grupului. La fel am făcut și acum în acest început de campionat. Și chiar dacă poate ultimul joc cu Craiova, nu știu dacă după aspectul jocului sau nici nu știu de fapt cine împarte dreptatea la fotbal, în unele meciuri am jucat mult mai bine, am avut situații mai multe, am dominat mai clar și n-am reușit să obținem nici măcar un punct. Ultimul joc cu Craiova, chiar dacă am fost dominat și Craiova și-a creat ocazii mari de a marca, am reușit să luăm toate punctele puse în joc. Și atunci există o lege a compensației și în momentul de față, ca să vă răspund strict la întrebare, da, suntem în grafic. Ca și joacă echipa ceea ce vă doriți dumneavoastră? Da, de atâta timp cât reușim să facem puncte și să marcăm și în același timp să nu primim gol, e ceea ce ne dorim. Suntem o echipă pragmatică, o echipă care în primul rând încearcă să-și facă treaba cât mai bine defensiv. Am început acest campionat într-un sistem cu doi fundași centrali, am schimbat și am trecut la o linie cu trei fundași centrali. A dat rezultate, a fost o găselniță și până în momentul de față acest lucru merge și dă rezultate. Sperăm ca în continuare să fim aceeași echipă pragmatică și să reușim să obținem puncte, că până la urmă asta contează. Nu, după meciul de la media și nimeni nu spunea cât de bine am jucat sau câte ocazii am avut. Am venit cu mâna goală de acolo și am avut o oarecare frustrare din acest punct de vedere. Vlad, spune-ne un pic despre munca pe care o depui la echipă, acest coordinatoare cum nou la CSM Ioveni. Da, din ce am înțeles, înainte n-a fost preparator fizic. Mă bucur, în primul rând, să-i mulțumesc lui Alex că m-a chemat aici să lucrăm împreună. În primul rând, am întâlnit un grup foarte bun aici, care
răspunde foarte bine. Acum știm cu toții că pregătirea fizică poate pentru fotbalist nu e cel mai plăcut lucru. Dar băieții răspund foarte bine la ceea ce le cer, la ceea ce le cerem, pentru că tot timpul ne consultăm în ceea ce lucrăm. Cred că asta se vede și în teren, pentru că multe meciuri, luând, să luăm ultimul meci, am fost un pic dominați, ne-au ținut un pic acolo la noi în jumătate, băieții au muncit, au tras până în ultima secundă. Cam așa sunt și la antrenamente, ca să facem așa o paralelă. Ce, cât pot, duc la final ceea ce ești mulțumit de cum stau băieții fizic în acest început de campionat? Da, putem spune că da. Am avut și suișuri și coborâșuri, dar în mare parte suntem bine din punctul acesta de vedere. Spune-ne câteva lucruri despre experiența pe care ai, unde ai făcut școală și pe unde ai mai profesat. Da, am jucat și eu puțin fotbal, după care am hotărât să mă las, dar mi-a plăcut foarte mult acest domeniu și am încercat cumva să rămân în lumea asta, o lume foarte frumoasă. În anumite circunstanțe am reușit să găsesc un curs pe pregătire fizică, niște prieteni. L-am făcut în Spania, la Real Madrid, am stat acolo 2 ani și jumătate, am trecut pe la toate grupele de junior, pe la senior, mai puțin pe la echipa mare, era destul de greu să intrăm acolo. Am și lucrat câteva luni cu echipă de Liga 3 și Liga 4 în Spania, după care am venit în țară și m-am angajat la federație. La federație am lucrat cu loturile, iar după vreo 2-3 ani chiar, am hotărât să fac pasul la seniori, să vedem, să-mi încerc forțele cu seniori. Și atunci m-am perindat puțin și pe la Liga 2, echipe UTA, Hermannstadt, am fost un pic și prin Arabia Saudită. Acum sunt în Pitești, aici la Mioveni, și cred că cel puțin din ultima perioadă a carierei mele e cea mai frumoasă. Cel mai frumoase 2 luni, 3 luni, sper să o ținem așa până la final. Ionuț, ce știi despre adversarul de luni? Sunt pe ultimul loc, însă cum am spus și mai devreme, au în componență fotbaliști care au o anumită experiență la nivel Ligii 1, dar noi prin grupul pe care l-am format, prin familia unită care suntem, sperăm să jucăm în continuare la fel de bine și să venim cu punct sau puncte. În momentul de față, după 6 etape, este echipa acolo unde vă doreați voi? Putem spune că da. Chiar suntem destul de bine în clasament în momentul de față. Și ca și clasare, dar ca și joc? Și ca și joc, da. Și ca și joc. Eu sunt mulțumit de ce jucăm și cum arătăm. De la meci la meci încercăm să evoluăm și să facem lucrurile cât mai bine. Domn profesor, găselința dumneavoastră, ca să spunem așa, a ajuns la lotul național. Acum, da. Felicit, e o bucurie pentru noi. Ne bucurăm pentru el, îi dorim mult succes, îi ținem pumnii. Este un copil bun, un om bun în primul rând, pentru că asta e un aspect foarte important. Înainte de a fi un fotbalist bun, e important să fie un caracter bun. El este un băiat care și-a așteptat rândul și a avut răbdare și merită tot ce îi se întâmplă. Bravo lui, să rămână la fel de serios și mult succes. Ne bucurăm pentru el. Ne-am fi bucurat dacă ar fi fost și Tomiță, dar probabil că pe viitor va putea face față și el. Dar vreau să vă mai întreb probabil de Blănaru. Blănaru e în continuare accentat, ca să știți. Blănaru nu intră în calcul nici pentru Clinceni. Este în continuare accentat. Sperăm să își revine până la jocul cu voluntari. Vorbea și de ceva noutăți? Da, încă nu pot să vă dau niciun nume pentru că nu e semnat contractul și n-ar fi corect. A făcut jucătorul de care vorbeam după jocul Craiova, a făcut vizita medicală și pot să vă spun doar că vine din campionatul Poloniei. Dacă totul e în regulă, mâine o să-l cunoașteți cu siguranță. Pauza care urmează după meciul cu Academica este binevenită sau? Sperăm să o gestionăm cât mai bine. După rezultatele acestea putem vorbi după jocul de la Clinceni și de un rezultat, eventual un rezultat bun de acolo, clar, atunci va trebui să gestionăm bine pauza, să rămânem entuziaști, dar încrezători, dar nu încrezuți și să ne pregătim cât mai bine pentru ceea ce urmează, pentru că va veni
o a doua parte, ca să spunem așa, și primul joc de după întrerupere va fi foarte dificil împotriva unei echipe care la poate într-un fel ne putem asemăna cu ei vis-a-vis de pragmatism și de ca și model de joc. Adică o echipă care face foarte bine faza de apărare, se grupează foarte bine și e foarte periculoasă pe atac rapid și contraatac. Vorbesc despre Chindia. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim mult. Baftă multă luni. Doamne ajută. Doamne ajută.